Greva în educație continuă, anunță sindicaliștii. Profesorii nu sunt mulțumiți de ordonanța de urgență a guvernului și vor salarii mai mari decât cele prevăzute în document. Elevii din mai multe asociații din țară au anunțat că îi susțin și vin la rândul lor cu mai multe revendicări. Situația este însă delicată în rândul părinților elevilor din clasa a 8-a, care, în teorie, ar trebui ca la finalul săptămânii să aibă mediile încheiate. Ordonanța de guvern, care prevede creșteri salariale pentru toți profesorii în 3 etape, nu a dus la finalul grevei. Sindicatele au anunțat că angajații din învățământ continuă forma de protest. Creșterile salariale nu sunt cele așteptate, spun reprezentanții principalelor federații. Iar pe de altă parte nu există nicio garanție că la realizarea viitoarei legi unitare de salarizare, când se va creiona grila de salarizare în sistemul de învățământ pe universitate, se va pleca de la acele persoane foarte importante, adică salariul de student trebuie să fie cu studii superioare de lungă durată, să fie echivalentul salariului mediu pe economie. O notă de fundamentare nu are valoare juridică. În conferința de presă de vineri, ministrul educației spunea că ar fi fost foarte greu de introdus o astfel de prevedere în ordonanța de urgență. Nu poate un text de ordonanță care modifică o actuală lege a salarizării să includă o prevedere pentru o viitoare lege a salarizării, viitoare lege a salarizării care o să o abroge pe cea pe care ordonanța tocmai o modifică. Sindicatele nu au deocamdată un procent clar al dascălilor care vor să continue greva și al celor care sunt dispuși să se întoarcă la catedră. Marți, după mini-vacanța de Rusalii, profesorii ar urma să ia o decizie. Care sunt șansele ca examenele naționale să aibă loc la timp sau mai degrabă nu sunt șanse? În momentul în care peste 75% din corpul profesoral este în grevă, eu nu pot să văd o soluționare pozitivă atâta vreme cât guvernul nu reacționează foarte rapid. Mai multe asociații de elevi din țară, printre care și cea din Constanța, și-au anunțat din nou susținerea pentru profesori. Susținem revendicările profesorilor și nu am în vedere faptul că susținem revendicările, susținem și greva, pentru că vorbim de un drept constituțional, de o metodă de a pune presiune pe autorități, lucru pe care și noi l-am făcut de-a lungul timpului. Asociația din Constanța cere și renunțarea la proiectul România Educată, alocarea a 6% din PIB pentru educație și demisia ministrului Ligia Deca. Greva ar trebui să fie a tuturor, a profesorilor și a întregii societăți. De asta considerăm că elevii ar trebui să participe la grevă, să participe la manifestațiile profesorilor. Pentru cei 183.000 de elevi de clasa 8-a și cei peste 140.000 de clasa 12-a, greva creează în continuare stres și incertitudine. Nici guvernanții, nici profesorii nu le pot spune în acest moment dacă examenele se vor da la timp.